Văzând copiii la ambele programe, m-am gândit, dacă noi am goli toate scaunele, dragii mei, unul n-ar rămâne gol. Copiii au ocupat toată adunarea noastră. Ce incredibilă provocare pentru noi ca părinți. Citind în zilele acestea 1 Ioan, la un moment dat, în capitolul 2, versetul 12, Ioan, vă scriu copilașilor, pentru că păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Și apoi reia, v-am scris copilașilor pentru că ați cunoscut pe Tatăl. Și foarte interesant, după copiii vin tinerii, nu? Dar Ioan așează pe părinți la mijloc și la părinți nu modifică nimic, a spune, vă scriu părinților pentru că ați cunoscut pe Cel ce era de la început, v-am scris părinților pentru că ați cunoscut pe Cel ce era de la început. Și apoi se adresează tinerilor. Vă scriu tinerilor pentru că ați biruit pe cel rău. V-am scris tinerilor pentru că cuvântul rămâne în voi și sunteți tari. M-am gândit dacă nu cumva Ioan așează o programă înaintea fiecăruia care avem copii, dragii mei, care avem tineri și care suntem părinți. Și m-am gândit de ce începe cu copiii. V-am scris și vă scriu copiilor pentru că păcatele vă sunt iertate și l-ați cunoscut pe Tatăl. Dragii mei, singura noastră nădejde ca părinți este ca cei din casa noastră, copiii noștri, să ajungă în prezența lui Dumnezeu, să li se ierte păcatele, să aibă intrare liberă la Tatăl, pentru ca Duhul lui Dumnezeu să fie liber să lucreze în viața lor. Și nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar și eu am avut copii prin casă și am nepoți și văd că unii își cer iertare mai ușor, alții își cer iertare mai greu. Și eu cred că să ajungi în fața lui Dumnezeu să-ți recunoști vinovăția din frage de pruncie, să știi să zici, Doamne, iartă-mă, cerându-ți iertare de la părinți este primul pas, cel mai important pas în devenirea noastră cristică. Și ați văzut puzderea de copii și la primul și la doilea program. Ce mare lucru, ce mare har. Pe de altă parte, responsabilitatea, spuneam, cade în seama noastră a părinților. Dar Dumnezeu a pus în jurul nostru tot felul de resurse și școala biblică este una dintre ele. Dragii mei, nu vă bateți joc de resursele care sunt în jurul nostru. Veți plânge mai târziu. Veți plânge mai târziu când copiii voștri vă vor întoarce spatele și nu o să fie nimeni să vorbească cu ei. Vă spun de pe acum, vor veni vremuri în care tu, ca părinte, nu vei fi ascultat de copii, nu vei putea vorbi cu ei. Ce mare har să aparții trupului lui Hristos, să fie cineva care să poată deschide un dialog cu ei, să le poate vorbi. Ce mare lucru! Dragii mei, investește-ți viața în copiii altora. Pentru că alții își vor investi viața în copiii noștri, în copiii tăi. E un extraordinar har. E un extraordinar har. Nu știu exact unde a crescut David. În casa lui Isaie era ultimul copil trimis la oi. Dragii mei, a și uitat tatăl de el. Ce nu mai e pe niciunul? Toți cei mari au defilat prinaintea lui Samuel. Și zice, ba mai am unul, dar nici nu știu dacă merită să-l aducă. La oi pe undeva, un copil cu păr bălai. Și Dumnezeul unge pe David ca împărat. El unge pe David ca împărat și el crește. Și probabil ungerea lui Dumnezeu i-a dat curajul să-l înfrunte pe Goliat. După care ura cade în inima lui Saul și îl copleșește și David devine fugar o bună parte din viața lui. De ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta? Dragii mei, el știe. El știe de ce primul uns este lepădat de Dumnezeu, dar Dumnezeu îl ține pe tron până când vine vremea ca David să ajungă pe tron. Dar asta a durat o bună parte din tinerețea lui, dragii mei, ajunge la 30 de ani împărat la Hebron. Și în textul în care suntem, intrăm și noi în 2 Samuel, Manu a trecut prin toată cartea cu noi, o prezentare superbă a întregii cărți. Aș vrea să ne oprim în dreptul primului capitol. Are 27 de versete și am zis răspunsul lui David la moartea lui Saul. Acum dacă ți-a murit vrășmașul care te-a urmărit o viață întreagă și ai fost în primejdie să-ți pierzi viața și a trebuit să locuiești printre străini din pricina lui, ar fi trebuit să oftezi cu bucurie într-un fel și cu relaxare. În sfârșit am scăpat de el.
Dar dacă citim cu atenție capitolul 1 din 2 Samuel, practic este răspunsul lui David la bunătatea lui Dumnezeu. Interesant, atunci când treci prin vâltoarea vieții și vin evenimente după evenimente, nu prea știi ce se întâmplă cu tine. Dar când privești retrospectiv la toate aceste lucruri și ai lumina aceea lăuntrică, dacă lumina care este în noi este întunere, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Dar dacă există această lumină lăuntrică, tu nu mai privești la evenimente, ci prin evenimente spre Dumnezeul care le guvernează. Și asta se întâmplă, dragii mei, în viața lui David. Și asta e de puterea, ca în loc să celebreze moartea dușmanului său, să plângă moartea dușmanului său. Răspunsul lui David la bunătatea Domnului. Dați-mi voie să încep cu un text din Romani, capitolul 2, primele 4 versete. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți. Vă întreb, ar fi avut David motive să-l judece pe Saul? Cu sacul. Cu sacul, dragii mei, era nevinovat. A fost țintuit de perete, aproape țintuit de perete de câteva ore, pentru că el îi cânta la harfă să-i liniștească inima, după care trebuie să fugă. Și spune lui Ionatan, spune tatălui tău, dacă sunt vrednic de moarte, vin să mă omoare. Dar dacă nu, de ce mă urmărește viața lui? Trebuie să fugă, să facă nebunul între vecini. Așadar, omule, oricine, Davide, chiar dacă ai avea motive să judeci pe Saul, nu te poți dezvinovăți. De ce? Căci tu care judeci pe altul, faci același lucruri ca și el. Fiindcă tu care judeci pe altul, da, ești și tu vinovat ca el. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce fac astfel de lucruri este potrivită cu adevărul legii lui și cu adevărul pe care legea lui îl găsește în noi. În noi. Și crezi tu, omule, care judeci pe altul și care săvârșește același lucru ca și el, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu cere un răspuns? Te îndeamnă la pocăință? Nu știu ce imagine aveți despre Dumnezeu, am despre Dumnezeu, dar felul în care ți s-a zugrăvit Dumnezeu în sufletul tău de-a lungul lucrurilor prin care ai trecut, în ultima instanță va determina răspunsul meu, răspunsul tău. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și a te pocăi înseamnă a recunoaște bunătatea lui Dumnezeu, a răspunde pe măsura bunătății lui Dumnezeu. Exact lucrul acesta se întâmplă în primul capitol din 2 Samuel. Mai întâi, David își aduce aminte de bunătatea lui Dumnezeu și asta îi transformă inima și răspunde la bunătatea lui Dumnezeu într-un mod în care n-am fi crezut la început, mai ales după tot ce a îndurat din pricina lui Saul. Primele 27 de versete acoperă întregul capitol, dar le-aș împărți în două. Versetul 1, care se degajă, se desprinde într-un fel și devine prisma prin care trebuie înțelese toate celelalte versete, și apoi versetele 2 la 27. Ce găsim în versetul 1? Bunătatea lui Dumnezeu la care meditează David. Iar în celelalte versete este răspunsul lui David la bunătatea lui Dumnezeu. Versetul 1 începe după moartea lui Saul, eu am pus puncte. David, după ce se întorsese de 2 zile, la Țiclag, după ce bătuse pe amaleciți, așa începe versetul 1 și el conține câteva elemente pe care le-aș puncta. În primul rând este David, tânărul nostru prinț, acum urmașul la tronul lui Saul care murise, este Țiclagul, o cetate pe care a primit-o în dar de la filisteni pentru toată slujba pe care a făcut-o mai bine de un an împăratului Achish, împăratul Gatului, și pe urmă amaleciții. Dar dați-mi voie să vă aduc aminte de ce se întâmplă, de ce e versetul 1 în capitol, dragii mei, ca să ne arunce, să arunce o punte înapoi spre 1 Samuel. După un an și jumătate, mai întâi a fugit de Saul și a trebuit să facă pe nebunul în fața împăratului Gatului, care zice, domnule, de ce mi-ați adus pe nebunul acesta? N-am eu destui nebun la curte? Nu știu cum a intrat sub pielea lui
Achis și a devenit prietenul lui, într-un fel protectorul lui. Și Achis îi dă o cetate, cetatea Țiclag. El își duce toți oamenii, nu uitați, era înconjurat de 600 de ostași cu familiile copiilor și cu averile, cu bruma de avere care aveau. Cu alte cuvinte, se așează în Țiclag. Dar în capitolul 28, filistenii pornesc la război împotriva lui Israel și toți domnitorii, Achis era mai la coadă împreună cu David și cu cei 600 de oameni ai lui. Și la un moment dat, domnitorii filistenilor îl cheamă pe Achis și zice, ce caută evreii ăștia cu noi? Nu este el David despre care se cânta? Cântau femeile. David a bătut zecile de mii, Saul mile. Cum s-ar putea face plăcut stăpânului său decât să întoarcă armele împotriva noastră în toiul luptei? Îi trimite la casă. Gat, îl cheamă pe David și îi spune, David, îmi pare rău, dar trebuie să te întorci acasă. Dar ce rău am făcut? Atunci când l-a chemat Achis, David i-a spus, fudul probabil, mândru, vei vedea ce va face robul tău. Pentru că într-un an și ceva, tot ce a făcut este să aducă pradă după pradă în curtea lui Achis. Și David îl întreabă, dar ce ai împotriva mea? Cer? O, n-am nimic împotriva ta. Tu ești ca un înger al Domnului pentru mine, dar nu ești pe placul domnitorilor filistenilor, așa că în zor de zi întoarce-te acasă. Mă opresc puțin să las scena de pe pământ. David, supărat, vorbește cu oamenii lui și zice, îmi pare rău, dimineața trebuie să ne întoarcem acasă. Dar lăsați pământul și urcați-vă puțin mai sus. Cine este cel care domnește în ceruri? Dumnezeu, nu-i așa? Dacă Dumnezeu domnește în ceruri, poate El orchestra evenimentele de pe pământ? O face oare? Vă întreb, cum ar fi fost ca David să meargă la luptă, să pomenească față în față cu Ionatan? Ce ziceți? Cum ar fi fost dacă în mijlocul luptei s-ar fi pomenit față în față cu dușmanul lui de moarte? De două ori a zis să mă ferească Dumnezeu să pun mâna pe unsul Domnului, doar n-o fi luat acum sabia să-l ucidă pe Saul? Dar vă spun, cum ar fi fost dacă după înfrângerea lui Israel toți ar fi arătat, David, tu ești vinovat, i-ai ajutat pe dușmanii noștri. Cum ar fi urcat el pe tronul lui Israel mai târziu? Ce bun e Domnul! Dar noi nu vedem ce se întâmplă totdeauna. Ni se întâmplă lucruri, am strigat la Dumnezeu, nu ne-a răspuns, lucrurile merg pe dos. Avem impresia că Dumnezeu ne-a uitat. Nu, dragii mei, Dumnezeu nu ne-a uitat. Dumnezeu guvernează istoria, Dumnezeu orchestrează evenimentele, noi nu le vedem. El cheamă pe Nebucadnețar, cheamă pe sirieni, dragii mei, El mișcă roata istoriei. Citiți cartea Isaia și veți vedea, El ridică nuiaua, El folosește ferestrăul, El, care nu-i de lemn, mânuiește securia. El guvernează istoria. A doua zi de dimineață, David pleacă împreună cu cei 600. Parcurseseră deja un drum de 3 zile și le ia alte 3 zile să se întoarcă acasă. Și când ajung aproape de Țiclag, toată cetatea este în fum și flăcări și scrum. Toate nevestele lui David și ale oamenilor și pruncii, toți și toate bogățiile cetății au fost duse de amaleciți. Vă întreb, cum ar fi fost să se întoarcă peste 20 de zile acasă? Nu peste 3. Aproape că este linșat David, din pricina durerii oamenilor din jurul lui, pierduseră totul. David se îmbărbătează în Domnul și pleacă pe urmele lui, dar 200 dintre ei erau prea obosiți să opresc și stau lângă calabalăcuri. 400 cad asupra amaleciților, îi surprind, recuperează totul. Bărbați, femei, copii și întreaga pradă și se întorc înapoi la Țiclag. Spuneți-mi, de ce începe așa naratorul? A, nu toată lumea vede ce vede David. Pentru că ai nevoie de acea lumină lăuntrică să vezi prin evenimente mâna care le mișcă, care le orchestrează. Uitați-vă la păsările cerului. Da, le-am văzut, le văd în fiecare zi. Dacă ai o lumină lăuntrică, tu nu te uiți la ele, ci prin ele, la cel care le poartă de grijă. Uitați-vă la crinii de pe câmp. Dacă așa îmbracă Dumnezeu crinii de pe câmp care
azi sunt, mâine nu mai sunt? Nu vă va îmbrăca pe voi, puțin credincioșilor? Cu o lumină lăuntrică, atunci când ți-ai făcut timp pentru Dumnezeu și începi să-L cunoști pe Dumnezeu, să crezi în Dumnezeu, vezi prin evenimente spre mână care mișcă istoria. Și abia atunci înțelegi de ce este adevărat că pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Dar binele acesta nu-i totdeauna ce aș aștepta eu. Eu aș fi așteptat ca Filip să nu moară. Și atunci când l-am întrebat într-un vis, Filip, nu vrei să vin apoi? M-a întrebat, la ce? La ce? Dragii mei, noi habar n-avem cum lucrează Dumnezeu, dar adevărul este că binele pe care El îl urmărește și în viața lui David, și în viața mea, și în viața ta, este să modeleze în noi chipul Domnului Iisus Hristos. Spuneam că peste vama morții ducem un chip sau altul, chipul lui Hristos sau chipul lui Satan. Și chipul pe care îl ducem pentru că îl purtăm ne va hotărâ eternitatea, veșnicia, cu sau fără Dumnezeu. Acum înțeleg de ce am pe David Ciclagul și am alegit în primul verset să-mi aduc aminte de bunătatea lui Dumnezeu față de David. Oare cum va răspunde David la bunătatea lui Dumnezeu? În primul rând, în versetele 12 sau 2 la 10, el primește vestea morții lui Saul. Era în Ciclag, acum împreună cu nevestele lui, dar cetatea fusese arsă, puneau la rând ce mai puteau pune la rând. Dintr-o dată apare un tânăr și zice, unde vii? Păi vin de pe câmpul de bătaie al lui Israel. Și ce s-a întâmplat? O, Israel a fugit, au pierit o mare mulțime dintre ei, chiar și Saul și fiul său Ionatan au murit. Dar de unde știi că a murit Ionatan și Saul? Păi, din întâmplare a venit pe muntele Gilboa și Saul stă răzămat în sulița lui, filistenii, carele și călăreții erau pe urmele lui și m-a văzut și m-a strigat și am venit și l-am omorât, pentru că a zis, omoară-mă, măcar că sunt plin de viață. Și în momentul acela, David, dragii mei, putea face două lucruri. Putea zică, bravo! În sfârșit m-ai scăpat de dușmanul meu de moarte. Haideți să mâncăm și să bem și să ne bucurăm. Suntem în sfârșit liberi. Am scăpat de toată truda de ani de zile, de toată fuga noastră, de toate neliniștile noastre. A treia zi a venit tânărul nostru, i-a prezentat toată povestea aceasta. Oare care a fost reacția lui David? Versetul 11, mulțumesc frumos, Răzvan. David? Merge? Da, merge. David și-a apucat hainele și le-a sfâșiat și toți oamenii care erau lângă el au făcut același lucru. L-a sfâșiat de bucurie, l-a sfâșiat de durere. Să vedem ce spune textul mai departe. Au jelit, au plâns și au postit până seara de durere. Au jelit, au plâns și-au postit până seara de durere. O triplă durere în inima lui. Pentru, citiți cu mine, pentru Saul, pentru fiul său Ionatan și pentru tot poporul Domnului. Mă uit la cele trei paliere ale durerii lui David. Durere pentru Saul, durere pentru fiul lui Ionatan, durere pentru poporul Domnului. Spuneți-mi în dreptul cărui palier ați pune un semn de întrebare. Well, textul spune, fiindcă fusese ucis cu sabia și pe urmă pentru Ionatan și pentru poporul Domnului, înțeleg. Ionatan era prietenul lui cel mai bun și dacă citiți cântecul de jale din versetele 17 la 27, Ionatan, îmi plânge sufletul pentru tine, iubirea ta pentru mine era mai pe sus de iubirea femeiască. Erau prieteni, dragii mei. Ionatan, care a avut curajul să-l înfrunte pe tatăl său pentru David și care, într-un fel, i-a scăpat viața și a venit la el în pădure ca să-i spună, tu vei fi primul în Israel, eu voi fi al doilea după tine. Manu întreba duminica trecută, oare cum ar fi arătat Israel și domnia lui David dacă Ionatan ar fi rămas în viață? El care a avut curajul să-l înfrunte pe împărat, ar fi avut curajul să-l înfrunte pe David, dragii mei, pentru toate prostiile care le-a făcut în viața lui. Dar Ionatan era mort, era normal ca să plângă pentru Ionatan. Și
Era normal să plângă pentru poporul Domnului, pentru că fusese uns ca împărat peste poporul Domnului, dar și pentru Saul? Și pentru Saul, dușmanul lui de moarte? Ce preț să pun pe lacrimile lui David pentru Saul? Când eu aș fi oftat de bucurie și aș fi zis, în sfârșit am scăpat de toate problemele pe care mi le-a cauzat dușmanul meu de moarte. Dar pentru David, Saul era, cine era Saul? Unsul Domnului. Dragii mei, dacă aș prefața toată povestea asta cu cuvintele lui Saul, atunci când cade în mâna lui David în peștera din Adulam și el îi taie colțul hainei și după ce Saul pleacă, îl strigă, zice, hei, ai fost în mâinile mele. Știți ce spune? Și astea-s cuvintele lui Saul. Când întâlnește cineva pe vrăjmașul lui, oare lasă să plece în liniște? Tu ești mai bun decât mine. Într-adevăr, tu vei domni peste Israel, Domnul va da împărăția în mâinile tale. Ai impresia că Saul s-a pocăit, că îndurarea s-a născut în inima lui, relația cu David este rezolvată, se întoarce acasă, David îl cunoaște, dragii mei, pentru că deja se ferise de nu știu câte ori de el și primise de nu știu câte ori asigurări din partea lui. Observați, dacă aș pleca doar de pe cuvintele lui Saul, mă întreb, de ce s-a purtat David cu el cum s-a purtat? În noaptea aceea, fiind ascuns în fundul peșterii, el se scoală, vine și taie colțul hainei, dar nu înainte ca ostașii lui să-i spună, Domnul l-a dat în mâinile tale, fă ce-ți va plăcea, scapă de el! Ia dacă nu vrei, tu lasă-ne pe noi. Și David îi oprește și le spune, ferească Dumnezeu să mă ating de unsul Domnului. Și lucrul acesta s-a întâmplat cel puțin de două ori, ne spune Scriptura în 1 Samuel. Ce anume învăț de această atitudine a lui David? Dragii mei, David știa că doar acela care l-a uns pe Saul poate să intervină să pună capăt domniei lui. Cel care l-a chemat, acela putea să-l cheme acasă. O, dar acum zarurile erau aruncate. Dacă e adevărat că Duhul lui Samuel a fost sculat din morți de vrăjitoarea din Endor, atunci mesajul era clar, mâine tu și fiii tăi veți fi aici împreună cu mine. Dumnezeu a hotărât sfârșitul. Și David, Saul se sinucide, dragii mei, acolo pe muntele Gilboa. Mesagerul era un mincinos, era un prădător de cadavre și a crezut că intră sub grațiile lui David și primește ceva beneficii pe urmele minciunii lui. David știa și credea din toată inima că acela care l-a uns pe Saul, doar acela, prin autoritatea și puterea lui, putea să pună capăt domniei lui. O, dar asta are implicații serioase pentru David. Dacă David a prețuit pe Saul ungerea Domnului, probabil că aceeași valoare avea ungerea Domnului și pentru el. Și el era unsul Domnului, la porunca Domnului, de prorocul Domnului cu îndelemnul Domnului. Și imaginați-vă cum ar fi fost ca David să disprețuiască ungerea Domnului de pe capul lui Saul și ca Dumnezeu să îngăduie fiului său să facă același lucru cu el. Același lucru cu el. Dragii mei, în universul lui Dumnezeu, Dumnezeu guvernează lucrurile și nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ce seamănă omul, aceea va și secera. Pentru că David credea în Dumnezeu, credea în autoritatea și în puterea lui, dragii mei, David a respectat autoritatea și puterea lui Dumnezeu. Și asta cred că este unul din lucrurile care îl face pe David un om după inima lui Dumnezeu. Dar ce s-a întâmplat până atunci? Ani de zile, el a preferat să fie fugar, să facă pe nebunul la filisteni, dragii mei, să se ascundă de Saul, să fugă de Saul, să-l scutească pe Saul de mânia lui. Știți de ce? Pentru că el era absolut convins de faptul că lucrurile se întâmplă după programul lui Dumnezeu și nu după programul lui. De ce trebuia Moise, ales de Dumnezeu, din pântecele mamei lui, să fie 40 de zile păstor la oi, în loc să fie
pe tronul Egiptului? Dragii mei, de ce a trebuit David să fie un fugar? Pentru că Dumnezeu hotărăște când și cum se împlinesc planurile Lui, nu noi. Chiar dacă Dumnezeu ți-a făcut o promisiune, dacă nu ți-a spus mâine, timpul este în mâna Domnului, nu este în mâna ta sau în mâna mea. David a respectat programul, planul, programul lui Dumnezeu, n-a grăbit lucrurile. Dar el trebuie să rezolve și cu mesagerul care i-a dus vestea morții lui Saul. Versetele 13 la 16. David a zis tânărului care i-a adusese aceste vești, de unde ești? Și el a răspuns, sunt fiul unui străin, unui amalecit. David i-a zis, cum de nu ți-a fost frică să pui mâna pe unsul Domnului și să-l omori? Și David i-a zis, sângele tău să cadă asupra capului tău, căci gura ta a mărturisit împotriva ta, fiindcă ai zis, am omorât pe unsul Domnului. David cheamă pe unul din ostași, îl lovește, cade jos mort. Întrebarea este, de ce? Eu cred că David, dragii mei, în momentul acesta, el apără onoarea lui Dumnezeu. Apără onoarea lui Dumnezeu. Cum adică apără onoarea lui Dumnezeu ucigând un om? Aduceți-vă aminte de faptul că mânia lui Dumnezeu a potopit întreaga planetă, a scăpat 8 oameni și după ce au ieșit din corabie, Dumnezeu a înnoit legământul cu Noe. Și a spus, voi cere sângele tău, sângele vostru, sângele omului din gura oricărui dobitoc, din mâna oricărui om. Dacă va omorâ cineva pe un om, va trebui să moară. Vă duc un pic mai târziu, la sfârșitul vieții lui David, când Solomon este uns ca rege și David îl cheamă, era bătrân și îi spune, auzi, te rog să nu cumva să lași perii albi al lui Ioab să se coboare în groapă fără să fie pedepsit. Pentru că a omorât pe vremuri de pace 2 oameni mai buni decât el, pe Abner și pe Amasa. În vreme de război, unii cad, alții rămân în picioare. Dar când în vremea de pace ucizi pe cineva cu sânge rece, trebuie să plătești pentru asta. Și David, dragii mei, a trebuit să plătească pentru toate păcatele lui cu vârf și îndesat. Și toate le vom găsi de-a lungul cărții 2 Samuel. Dar David, într-un fel, apără onoarea lui Dumnezeu, chemând pe unul din ostașii săi și omorându-l pe acesta. Și mesagerul lui era mincinos pe de-o parte, fățarnic pe de-altă parte, dar avea dovezi, coroana și brățala împăratului, pentru că îl jefuise pe cel mort care s-a sinucis pe câmpul de luptă, crezând că va câștiga beneficii de la David. Și David îl omoară, dragii mei, sau cere omorârea lui. În versetele 17 la 27 este cântarea lui David. Vă las pe dumneavoastră să o citiți. Este numită Cântarea Arcului, versetul 17. Iată cântarea de jale pe care a alcătuit-o David pentru Saul și fiul său Ionatan. Pentru Saul și pentru fiul său Ionatan. Și pe care a poruncit să o învețe copiii lui Iuda. Acum, David era poet, boem. Orice îi se întâmpla, scria un psalm, scria o cântare. Nu la întâmplare, psaltirea noastră este plină, dar când a scris cântarea, el n-a scris-o pentru sine doar, dar era mâhnit din pricina lui Ionatan. Și nu putem nega nici faptul că era mâhnit din pricina lui Saul, pentru că a văzut un om uns cu un de lemnul lui Dumnezeu, care și-a făcut praf viața, slujba și lucrarea, dragii mei, și-a călcat în picioare toate favorurile pe care Dumnezeu i le-a oferit. Și el a avut toată mila și tot dreptul să plângă pentru el. Dar după ce a scris cântarea și a vărsat inima în cuvintele acestei cântări scrise în Cartea Dreptului, de ce a poruncit celor de Iuda să o învețe? Aduceți-vă aminte de cele două întâmplări când Saul cade în mâna lui David. Cei din jurul lui spune, Domnul a dat în mâinile tale. Iar acolo când este în cort și ia ulciorul și ia sulița, cel care a venit cu el, Abishai, zice, lasă-mă să-l țintuiesc de pământ, să nu fie nevoie să-i dau și a doua lovitură. Și David spune același lucru, să mă ferească Dumnezeu, să mă ating de unsul Domnului. Observați, toți cei din jurul lui s-ar fi răzbunat cu bucurie. David a refuzat să o facă. Dar acum întrebarea este, cum îi va învăța și pe ceilalți să aibă o inimă ca inima lui?
Și de aceea David îi învață pe tot Iuda să cânte cântarea aceasta. Cântarea aceasta. David lucrează spre slava Domnului. Spre slava Domnului. Când ne gândim la răspunsul lui David, nu este vis-a-vis de moartea lui Saul, ci răspunsul lui David este vis-a-vis de bunătatea lui Dumnezeu. Dragii mei, ni se întâmplă tot felul de lucruri în viață. Veniți să ne deprindem într-un fel, să privim prin ele spre El. Să privim prin evenimentele prin care trecem la Dumnezeul care ne ține în viață, care ne dă pâinea de fiecare zi, care ne dă bucurie, care ne dă sănătate. David răspunde la bunătatea lui Dumnezeu, respectând autoritatea, puterea, programul lui, apărând onoarea lui Dumnezeu și lucrând spre slava lui Dumnezeu. Abia și-a încheiat perioada de fugă, de pribegie, dar este încă într-o țară străină, la Țiglag, și când te gândești la răspunsul lui David, aproape că poți exclama împreună cu mine, mare realizare la începutul domniei acestui tânăr împărat. Știți ce întrebare mi-a ridicat mie textul? Citiți-o cu mine. Oare o va păstra până la capăt? Pentru că nu începutul e o problemă la niciunul dintre noi. Citiți, vă rog, în continuare 1 și 2 împărați și luați toți împărații buni la rând, păi al răi lăsați-i, despre care se spune au făcut ce este bine înaintea Domnului. Și veți vedea că nici unul dintre ei, nu știm prea multe despre Ioram, dar nici unul dintre ei despre fiul lui Ozia, dar nici unul dintre ei, dragi, nu termină bine. După 52 de ani de domnie superbă în Iuda, Ozia intră în templul Domnului să tămâieze și Dumnezeu îl umple de lepră. Și Iotam trebuie să domnească, dragii mei, cerând sfaturile tatălui prin fereastră. Luați-l pe Iosafat, unul din cei mai buni împărați după Solomon. Cedează fiului său, se încuscrește cu Ahab și-și termină viața, dragii mei, cum și-o termină. Luați-i la rând pe fiecare. Și atunci mă întreb și în dreptul lui David, un om după inima lui Dumnezeu, oare va duce până la capăt ceea ce ne-a demonstrat în primul capitol? 1 și 2 Samuel, într-un fel, ne vorbesc despre tranziția de la teocrație la monarhie. Până atunci, Domnul guverna în Israel prin judecătorii pe care îi ridica el la vreme. Dar dacă mă mut în istoria lui Israel, după cele 6 cărți, cele 5 ale lui Moise și Iosua, am judecătorii, Saul împărat, David împărat și cei doi împărați îi găsim în 1, 2 Samuel. Apoi urmează Solomon la tron și începutul domniei lui Solomon, dragii mei, vine și aduce înaintea noastră toată istoria regatului de sud și de nord. Toată istoria, împărații. Cu alte cuvinte, în 1, 2 Samuel și 1, 2 împărați avem ridicarea și coborârea monarhiei, ridicarea și căderea monarhiei. Întrebarea este, de ce a trebuit Dumnezeu să alunge în robia babiloniană? Pentru că Dumnezeu și-a dorit întotdeauna, dragii mei, o monarhie teocratică. Cu alte cuvinte, dacă poporul și-a ales un împărat, nu înseamnă că Dumnezeu a abdicat de pe tron. El a rămas Dumnezeul lui Israel. Și toți împărații lui Israel ar fi trebuit să înceapă domnia întrebând pe Domnul și rămând supuși Domnului, indiferent prin ce anume i-ar fi trecut Domnul. În 1 Cronici, capitolul 10, versetul 14, cronicarul vine și analizează istoria. Cronicile sunt scrise, v-am mai spus, ultima carte din canonul biblic și este o teologie, o analiză a întregii istorii. Și uitați-vă cum judecă și cum analizează el acest schimb de ștafetă între Saul și David. Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul. De ce a căzut toată monarhia, dragii mei? Pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege înaintea Domnului. Și uitați-vă ce era fără de lege, al cărui cuvânt nu l-au păzit? Și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor
ce cheamă morții. El care ședea pe scaunul de domnie al Domnului întreabă pe maestatea sa satanică, putea Dumnezeu să-l mai lase să trăiască după momentul acesta? Și versetul 14 continuă. N-a întrebat pe Domnul, de aceea Domnul l-a omorât și împărăția a dat-o lui David, fiul lui Isai. A întrebat pe Domnul, dar Domnul nu i-a mai răspuns. Nici prin efod, nici prin proroci. Și atunci merge și cheamă Duhul lui Samuel. N-a întrebat pe Domnul. N-a întrebat pe Domnul când putea să-l întrebe pe Domnul și Domnul încă nu le pădase. Domnul l-a omorât și a pus pe David împărat peste Israel, fiul lui Isai. Fiul lui Isai. Oare ce va face Domnul? Ce va face David? Am văzut ce a făcut Saul. Ce va face David? Dați-mi voie să mă opresc pentru un aspect un pic mai tehnic. Atunci când ești într-o narațiune, cum este 1 Samuel, 2 Samuel, sau cărțile narrative istorice din Vechiul Testament, e mare lucru să ai un fel de cuier pe care să așezi lucrurile ca să vezi care-i rolul fiecărui aspect sau fiecărui eveniment sau fiecărei narațiuni imediate în carte. Dacă n-ai un astfel de cuier și nu știi locul fiecărui eveniment, ce se întâmplă, unele ți-o sunt mai dragi, peste altele treci cu mai multă ușurință și se deformează textul în mâna ta. Se cheamă schema Poefes pentru că el a folosit-o, este un teolog creștin, evanghelic, care vorbește despre cum se analizează o narațiune. Noi suntem în capitolul 1 și capitolul 1 este cadrul narațiunii, se așează scena. Și aici scena este așezată în așa fel încât bunătatea lui Dumnezeu să strălucească peste tot. Apoi începe acțiunea și continuă acțiunea prin incidente preliminare, incidente care pregătesc declanșarea conflictului. Aici este lupta de putere între Hebron și între Abner, între cele două case, casa lui Saul și casa lui David. Apoi sunt incidentele care pregătesc declanșarea conflictului. În primul rând este legământul davidic, o promisiune incredibilă, după care David vrea să aducă la, practic, inversați lucrurile, vrea să aducă chivotul la Ierusalim, Urie moare sau Uza moare și în sfârșit a doua oară el reușește pentru că își aduce aminte ce spune Scriptura. După care Dumnezeu face un legământ extraordinar cu David, o dinastie veșnică. Conflictul este între David, împăratul, și Iahve, împăratul. Da? Asta este conflictul de-a lungul întregii cărți. Când se declanșează conflictul? Când el, împăratul, prin păcatul cu Batșeba, dragii mei, face pe vrășmașii lui Dumnezeu să-l hulească. Și în momentul acela, conflictul începe să se escaladeze, să ajungă la un punct de maxim. Dar care este punctul de maxim al conflictului? Gândiți-vă doar la încercările lui David de a duce chivotul la Ierusalim. Atunci când Absalom pornește la război împotriva lui, el trebuie să fugă din Ierusalim. Tzadok vine cu chivotul pe urmele lui și David îi spune lui Tzadok, du chivotul înapoi. Facă Domnul ce va voi. Dacă va binevoi, mă voi întoarce. Dacă nu, facă El ce va voi. Observați dorința lui extraordinară de a fi lângă Domnul. Acolo trebuie să despartă de El. Pe urmă, conflictul începe să scadă, se rezolvă și aveți rezultatul rezolvării conflictului. Dar dați-mi voie să compar două puncte din textul nostru. Capitolul 2, versetul 1, începutul acțiunii, și capitolul 24, versetul 1, unde este sfârșitul acțiunii. Și vedeți diferența dintre ele, sau le putem compara. Versetul 1. După aceea, David a întrebat pe Domnul să măsui în vreuna din cetățile lui Iuda. Deci el a omorât Dumnezeu pe Saul pentru că n-a întrebat pe Domnul. Dar îl vedem pe David altfel decât Saul. Întreabă pe Domnul să măsui în vreuna din cetățile lui Iuda. Domnul i-a răspuns, suie-te. David a zis, unde să măsui? Și Domnul a răspuns, la Hebron. Ce frumos început! David a întrebat pe Domnul, s-a supus autorității lui Dumnezeu și el se duce unde Dumnezeu îi spune, la Hebron. Ierusalimul încă nu exista, era o cetate iebusită. 7 ani a rămas la Hebron, respectând nu doar autoritatea, ci și programul lui Dumnezeu. Dumnezeu știe când voi fi împărat peste întregul Israel. E treaba lui, nu-i treaba mea. Veniți, vă rog, la sfârșitul cărții, capitolul 24, versetul 1. Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel.
și a stârnit pe David împotriva lor zicând: du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Iob se duce, face numărătoarea poporului, după 9 luni se întoarce, 800 de mii în Israel, 500 de mii, ai 1.300.000 de ostași, David. Well, dacă iau textul, zic, Domnul l-a făcut pe David să numere poporul, nu știu ce să fac cu textul care urmează, versetul 10. David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului și a zis Domnului: am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum, Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Ca un nebun. Nu vă surprinde textul? Dumnezeu spune să faci ceva, tu faci ce spune Dumnezeu, după care te trezești și zici: am lucrat ca un nebun. Păi Saul a lucrat ca un nebun când a călcat poruncile lui Dumnezeu și în stânga și în dreapta. De ce să mânia Dumnezeu? Știți care e rezultatul? Vine prorocul și îi spune: alege între astea trei pedepse. Să nu cadă în mâinile oamenilor. Mai bine să cadă în mâinile Domnului, că este îndurător. Și alege o ciumă de 3 zile. 70.000 din Israel pierd. Și David vine înaintea Domnului și îngerul Domnului cu sabia scoasă deasupra Ierusalimului și David spune: oprește-te, lovește în mine și în casa mea, eu sunt vinovatul. Oile acestea n-au nicio vină. Cum să iau textul acesta? Sigur că îmi ridică semne de întrebare. Domnul a stârnit pe David să facă numărătoarea poporului. Trebuie să mă mut și în dreptul cronicarului, capitolul 21, versetul 1. Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a țâțat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Ioab s-a dus, a făcut numărătoarea lui Israel și David trăiește exact aceleași sentimente. Dar uitați-vă ce vine mai departe. Porunca aceasta n-a plăcut lui Dumnezeu, care a lovit pe Israel. Cine a dat porunca? Domnul, Satana sau David? Sigur, David a dat porunca, Ioab s-a opus cât a putut, David a dat porunca, dar cine l-a stârnit pe Dumnezeu, Satana? Cine? Sau ideile lui? Dragii mei, citiți, vă rog, cărțile Vechiului Testament, mai ales 1 și 2 Samuel, și veți vedea pe toți cu Domnul pe buzele lor. Atunci când Saul ajunge la vrăjitoarea din Endor, în totală neascultare de Dumnezeu, femeia se sperie, zice: de ce vrei să mă pierzi? El zice: viu este Domnul că nu vei muri. Domnul în gura lui Saul? Când ostașii din jurul lui David sunt gata să-l ucidă pe Saul în peștera sau în cortul lui, știți ce îi spun? Domnul l-a dat în mâinile tale, fă ce îți va place. Dar vă întreb, dacă iau doar pe Domnul și Satana, nu spune Scriptura că Dumnezeu înhamă pe dracul la căruța lui? Că diavolul este limitat? Gândiți-vă doar la Iov. Până aici, Dumnezeu nu-i dă voie să treacă dincolo de limitele pe care El le pune. Și atunci, cum să iau toată povestea asta? Dragii mei, dacă veți citi textul dinainte în cronici, veți vedea înșirați bătăliile, uriașii care cad sub sabia oștenilor lui David, biruințele extraordinare. Dar atunci când ai biruit pe toți oamenii, vei sta în mâna lui, în fața lui Satan, acolo ai puține șanse. Vreau să fac binele, răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac, păcatul care locuiește în mine, păcatul personificat, e mai tare decât mine. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? E nevoie de Domnul Iisus Hristos să vină să aducă eliberarea. Cu alte cuvinte, când citești textul și compari textul, începi să pui lucrurile la oaltă. Am văzut începutul domniei. Să măsui? A întrebat pe Domnul. Am văzut sfârșitul domniei lui. A uitat să întrebe pe Domnul. Cum și David? Nu așa a pierit Saul? Nu așa au falimentat toți împărații de după el? Ne întrebând pe Domnul, ne recunoscând, dragii mei, suveranitatea, autoritatea lui Dumnezeu și ne trăind spre slava lui Dumnezeu. David respectă autoritatea, puterea și programul Domnului. Și apără onoarea lui și lucrează spre slava lui. Dar a uitat că șade pe scaunul de domnie pe cheltuiala Domnului. Vă las pe dumneavoastră să citiți.
v-am făcut doar curioși, textul dinaintea, capitolului 24, și veți vedea realizările lui David, dragii mei, realizările lui David, oștenii lui David, interesant. Ultimul menționat din oștenii lui este Urie Hetitul, pe care David l-a omorât prin sabia amoniților, pentru că s-a culcat cu nevastă sa. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui, continuă versetul întâi, și a îngăduit lui Satan să-l ispitească, dragii mei, pentru că textul spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita pregătiți și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. David a respectat autoritatea, puterea, programul, a luptat pentru onoarea și slava lui Dumnezeu, dar a uitat că nu șade pe tronul lui Iuda și a lui Israel, că acum era împărat peste toată țara prin puterea lui, pe cheltuiala lui, dragii mei, ci pe cheltuiala Domnului. Și uitați-vă cum se încheie cartea 2 Samuel, versetul 21 la 25. Dar înainte de asta, dragii mei, aș vrea să vedeți că în rezolvarea conflictului, David cântă o extraordinară cântare, psalmul 18, tocmai am trecut prin el, și în psalmul 18 întoarce toate reflectoarele spre el, ți și jenă să aplici ce spune el despre sine la viața lui, când o știi. Dumnezeu, dragii mei, a lăsat-o toată acolo înaintea noastră. Versetul 21. Domnul mi-a răsplătit după nevinovăția mea. După nevinovăția mea. Aplicați-o la viața lui David. Mi-a făcut după curăția mâinilor mele. Curăția mâinilor mele, Urie Hetitul, da? Batșeba, da? Căci am păzit căile Domnului, nu m-am făcut vinovat față de Dumnezeul meu. Toate poruncile Lui au fost înaintea mea și nu m-am depărtat de la legile Lui. David, cum ai curajul să rostești astfel de cuvinte? Afară de faptul că nu vorbea despre sine, ci el decolase într-un alt plan și vorbea despre celălalt împărat, împăratul mesianic, despre fiul lui David. Versetul 24. Am fost fără vină înaintea lui, m-am păzit de fără de legea mea. De aceea Domnul mi-a răsplătit nevinovăția mea după curăția mea înaintea lui. Wow! Domnul mi-a răsplătit după nevinovăția mea, după curăția mea înaintea lui. Nu pot justifica aceste cuvinte decât dacă atunci când Dumnezeu te iartă, uită și El și a trebuit să uiți și tu tot trecutul. Suntem la sfârșitul domniei Lui. Cu toate acestea, dragii mei, dacă m-aș opri lângă ultimul verset din carte, ce se întâmplă? David se îmbracă în sac, ia bătrânii și pleacă în aria Iebusitului, care tocmai trăiera, era cu boii și cu carul, și când îl vede pe împărat, fuge înaintea lui și zice, vine împăratul, domnul meu, la mine, cade cu fața la pământ. Și David spune, am venit să zidesc un altar domnului. Deci îți dau aria, îți dau și boii și carul pentru lemnele de foc. Deci nu vreau să duc o jertfă care nu mă costă și numără 400 de sicli de argint, dragii mei, cumpăr ogorul, boii și carul, ridic altarul și în momentul acela îngerul Domnului își bagă sabia în teacă și mânia Domnului se potolește față de Israel. Știți ce a trebuit să învețe David? Cel mai bun dintre cei mai buni trăiesc și domnesc pe cheltuiala lui Dumnezeu, nu pe meritele lor. Nu pe meritele lor. Dacă nici el, atunci nici tu, nici eu. Ultimul verset din carte. David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. A zidit un altar, a pus prețul, cheltuiala, care arăta spre mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Locul templului este hotărât, Solomon va veni să răzidească și Dumnezeu îi va răspunde. Când cineva din poporul tău sau dintre străini va veni să se închine în locul acesta, îl voi asculta din ceruri. Îl voi asculta din ceruri pentru că am plătit pentru el. Am plătit pentru el, dragii mei.
Ce spune pe ecran? Atunci Domnul a fost potolit față de țară și a încetat urgia deasupra lui Israel. Atunci când prețul a fost așezat pe altar, atunci când David s-a trezit și a știut că nu prin vitejii lui, nici prin măreția lui, nu prin puterile lui, dragii mei, ci pe cheltuiala Domnului, stă pe scaunul de domnie al Domnului. Cum va ședea omul pe scaunul de domnie al Domnului? În baza autorității, puterii, programului, spre slava și pe cheltuiala Domnului. Dragii mei, dacă mă gândesc la cheltuiala pe care Domnul a făcut-o pentru tine, pentru mine, și dacă aș încerca într-un fel să ilustrez situația în care s-a aflat David și ne aflăm fiecare dintre noi, Pavel strigă în capitolul 7, versetul 24, asta este realitatea fiecăruia dintre noi. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru fiul lui David, care a răscumpărat toată linia împărăției și toată linia omenirii acestea de la Adam, dragii mei, până la ultimul om, a plătit cu sângele lui prețul dreptății lui Dumnezeu. Și în felul acesta noi trăim în capitolul 2, versetele 9 și 10, da, totuși încă nu vedem că toate ne sunt supuse, pentru că suntem falimentari, făcuți din țărână și o ființă păgână își cere drepturile în fiecare zi în noi și cădem și ne ridicăm. Noi nu merităm să intrăm în prezența lui Dumnezeu, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin moartea lui el să ne deschide drumul spre tronul lui Dumnezeu. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile și care voia să aducă mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Lui nu este rușine să ne numească frați. Dragii mei, ce a trebuit să învețe David și ce trebuie să învăț și eu și tu, că dacă vom avea vreodată acces în fața Sfintei Treimi în ceruri, va fi doar pe cheltuiala lui Dumnezeu, pe cheltuiala pe care El a plătit-o prin Fiul Său, pentru că El a răscumpărat toate falimentele împăraților și toate falimentele omenirii. Ce m-aș face să mă duc cu faptele mele la judecată înaintea Lui? Vestea bună este că un fiu al lui Adam, un descendent al lui Adam, poți fi tu, pot fi eu, va ședea pe scaunul de domnie al Domnului. Celui ce va birui, voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, pentru că și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dar știți ce ar trebui să facem în momentul acesta? Să ne oprim și să strigăm și cel puțin să citim împreună. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin... Nu așa ar trebui să răspundem la bunătatea lui Dumnezeu? Cu ce să vin la El? Ce să-i arăt? Cu ce să mă mândresc? Cu păcatele mele? N-am nimic altceva de adus. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru Hristos Iisus, Domnul nostru. Domnul nostru.